Deci, astăzi, sigur, e și vremea aceasta, însă avem exact o întâlnire, zic eu, importantă la Timișoara, deci de aici voi pleca la Timișoara. Este, la fiecare 2 ani se organizează o manifestare dedicată oamenilor de știință români care lucrează în străinătate. Se cheamă Diaspora, sigur, înțelegeți sensul foarte bine. Și anul acesta este dedicat tocmai energiilor neconvenționale. Deci vor fi câteva prelegeri legate strict de energie. Manifestarea anul acesta se desfășoară la Timișoara, unde este mai frig decât în București. De asta m-au anunțat, dar acum treaba este... Dar știam, adică nu m-au luat chiar așa pe nepregătite. Sunt câteva sesiuni importante, o să vă comunic, de fapt, despre ceea ce s-a discutat acolo. O sesiune dedicată energiei solare și captării, alta pilei de combustie și o sesiune dedicată energiei eoliene. Deci sunt lucruri care vă privesc într-un mod direct și o să vă fac o prezentare succintă la cursul trecut. Însă tocmai s-a nimerit așa, ceea ce vedeți este un cadou neașteptat primit de la un fost doctorand al meu, deși el cumva face parte tot din diasporă, este profesor în Suedia, la această oră, la Chalmers. Chalmers este una din cele mai prestigioase școli tehnice, adică universități tehnice din Suedia, este la Göteborg. Practic este legată, sigur, foarte strâns de fosta fabrică Volvo, care și acum funcționează. Și mi-a trimis această șapcă. Așa se poartă. Este foarte interesant că suedezul scrie aici cum se poartă șapcă. Și numai așa se poartă și nu altfel. Așa, și această șapcă a fost creată în 1878. Și este o tradiție în Suedia, și nu numai în Suedia, ca studenții să se individualizeze de la o anumită universitate la altă universitate. Adică spiritul tradiției îți dă ție un fel de siguranță și putere interioară de a crea. Îți dă această senzație de apartenență la ceva puternic. Vorbesc puternic din punct de vedere științific. Fiecare universitate are simbolurile ei și mai ales când vedeți în filmele americane, nu? E cravata cu tare, tot felul de șepci, de chestii de-astea care se aruncă, sau uniformele Cambridge, de lucrurile acestea nu mai discut. Dar iată că și ei și fie atent ce zice, dom'le, ce înseamnă suedezul, dom'le, zice așa, înclinarea trebuie să fie de la 15 la 30 de grade. Așa. Înțelegeți? Deci un fel de unghi de atac despre care discutăm imediat ca să meargă portanța. Dar este o bucurie, îmi permite să o scot. A venit la fix. Iar pe partea aceasta sunt culorile suedeze. Este și bun. Haideți să vedem acum, în continuare, de cum apare circulația. Vedeți, conform teoremei lui Kelvin, reiese că circulația se conservă. Dacă, sigur, fluidul este fără frecare, ideal, în particular, într-o mișcare potențială. Într-o mișcare potențială este evident, nu? Pentru că V e gradient de phi, dacă fac integrală pe C din gradient de phi ori de X, asta nu o dată integrală pe C din dφ, adică este egală cu 0. Deci circulația este 0 dacă mișcarea este potențială. Și atunci aceștia care tot studiau fluidul ideal, respectiv fluidul mișcare potențială, nu își explicau cum se poate genera circulația pe un profil dacă ea este 0. Că profilul nu se rotește. Dacă roteam
cilindru, vedeți dumneavoastră, asta o să faceți și la seminar. Dacă am cilindru și îl rotesc un omega, nu atunci circulația, dacă aici ar fi raza cercului sau a sferei respective, circulația este viteza omega ori r, ori 2 pi r, lungimea respectivă. Și atunci rotesc, el vine așa cu viteza b infinit și ți apare forța portantă Fp dacă sfera se rotește. Nu trebuie să fie profil, dar rotesc sfera. Impun eu din exterior această circulație. Ori eu aici nu rotesc niciun avion, nu m-am pus să rotesc avion. Dar apropo la chestia asta, unde credeți că se aplică, toți de aici ați aplicat chestia asta, acest fenomen? Rotesc sfera și apare o forță, vedeți, perpendiculară, pe viteză de deplasare. Unde aplic eu acest lucru? Instinctiv. Când lovești minge. Voi ați văzut golul, vestitul gol al lui Carlos de acum vreo 10-12 ani de la 40 de metri? Cum s-a dus? Nu e imposibil să nu-l știți. Dacă nici pe ăsta nu știți, atunci nu mai am ce discuta. Am înțeles că nu știți istoria, am înțeles că nu știți cum vin munții, că nu știți cine-i Monet, că nu știți când a trăit Milton, Einstein. Astea le mai trec cu vederea, să zic. Bă, dar să nu știți golul lui Carlos, asta la băieți nu se poate. E peste poate. Bă, nu știu, da, în Franța. Cu Franța, cred că chiar cu Franța. Sau, circulă acest film pe YouTube foarte spectaculos, când arunci o minge de basket de sus, de la un... de pe un, de pe un baraj. Nu ați văzut? Că arunci drept, se duce mingea așa și, formă, dacă îi dai o rotație, cum se duce mingea în jos și, formă, se ridică din nou. Nu ați văzut chestia asta? Bun. De exemplu, tu ai poarta. Așa. Tu ești aici, la cornă, nu? Cum dă Van Basten. Voi știți cine a fost Van Basten sau? Da. Păi tu mai, ai cultură de fotbal. Mă bucur. Da. Unii mari jucători, la finalul anului 80. Mingea, o vedeți așa, eu dacă lovesc mingea în felul acesta, îi voi da o rotație, gamă. Corect? Fluidul, deci ea se va roti așa, mingea. Îi dau efect, cum se zice. Fluidul vine așa, cu viteza B infinit asupra mingii. Deci eu am viteza asta, circulația este așa, învârt cu 90 de grade viteza invers circulației și atunci forța va fi cu Tajukovski, va fi în acest sens. Deci dacă apare o forță și mingea, în loc să o ia drept, în cazul de față, datorită acestei forțe, va avea o traiectorie curbată. Adică forța împinge mingea, datorită rotației dată de efect, în ghilimele, și ea va avea această tendință. Acest efect se cheamă efectul Magnus. Așa, de exemplu, se deplasează anumite celule într-o curgere sanguină, să zicem, sau într-o curgere, într-un microcanal. Dacă eu am o curgere de tipul acesta și aici este săraca celulă, vedeți? Și celula asta, care nu este proastă deloc, vrea să ajungă aici. Să ia nutrienți sau să ducă. Și atunci ce face? Începe să se rotească în funcție de direcție, astfel încât să apară forța respectivă și să o ducă acolo unde trebuie. Deci aceste fenomene,
s-au construit chiar anii de vapoare, cu un turn mare în ochi de catar care se rotește, da? Și datorită mișcării respective apare această forță care dirigează vaporul respectiv. Deci efectul Magnus se poate aplica, însă, sigur, trebuie consumat o energie pentru a roti. În cazul de față, însă, nu se rotește nimic. Și dacă nu se rotește nimic, fără circul, cum apare această circulație? Aceasta este problema. Vedeți dumneavoastră? Ei, problema asta a fost rezolvată în felul următor. Eu consider că am un domeniu în jurul profilului în care circulația este zero. Pentru că mișcarea este, să zicem, potențial. Pe domeniul respectiv. Acest domeniu îl împart în două, însă. Merg de aici, de la A, B, C, A, B, C, sau merg de la A, D, C. Mie ce-mi trebuie? Mie îmi trebuie o circulație așa, aici, da? Circulația A, B, C. Și atunci, ca să se conserve circulația pe A, B, C, D să fie 0, da? Înseamnă că în partea A, D, C, eu trebuie să am o circulație în sens invers, da? Așa. Deci asta este A, D, C și atunci, bineînțeles că asta este cu minus, aia e cu plus, sau cum vreți, se vede clar că trebuie să se anuleze. Ori dacă voi aveți acum imaginea plecării unui avion, așa cum o să am eu peste câteva ore, da? Veți vedea ceva de tipul acesta. Adică apare acest starting vortex în spate. Lucru care se vizualizează când pleacă avionul. Deci tu te deplasezi și atunci apare în această zonă, la coadă departe, acest vârtej format de deplasare. Acest vârtej induce o circulație în acest sens și atunci automat generează o circulație în sens invers a vitezei în jurul profilului. Prin apariția acestei circulații va apare forța portantă și va ridica avionul. Deci fără vârtejul ăsta de aici, ea nu pleacă. Pentru că n-are cine să dirigeze. Sigur, această interpretare este în contextul fluidului ideal, respectiv al mișcării potențiale, pentru că pe această zonă, care să zicem că este o suprafață materială, o curbă materială mare în jurul avionului, care include și acest vârtej, circulația se conservă conform teoriei lui Kelvin. Iar dacă avem o aripă completă de avion, haideți să încercăm să desenăm avionul văzut din față. Aici sunt aripile. Știți că apar aceste vârtejuri la capăt. Dacă te uiți așa, sunt, de exemplu, este un avion făcut care trece printr-o perdea de fum. Imposibil, vi-l arăt eu pe video, dacă vă interesează lucrurile astea, sunt niște lucruri fantastice, chiar dacă le-am văzut de nenumărate ori. Îmi plac aceste vizualizări. Deci dacă aripa ar fi cam așa, circulația vine în felul următor. Aici pleacă, se duce așa, vine pe aici, pe jos, se întoarce așa, vine aici, o ia așa și merge așa. Vedeți? Ori aici, ăsta este vârtejul, astea vin așa. Observați? Se formează aceste wave-uri. Da? Vârtejuri.
și de capăt și în spatele avionului pentru generarea circulației și implicit a forței portante, în clipa în care viteza care e rho v infinit gamma, viteza este mare, forța portantă devine egală cu greutatea avionului și avionul se va ridica. Deci este un fel de aplicație a acestei probleme. Acum, vedeți, toată această teorie, eu nu sunt un fan al acestor teorii, pentru că ele nu țin seama de frecare. Pentru domeniul meu de aplicație în mecanica fluidelor, viscozitatea sau respectiv forța de frecare joacă un rol important. Și atunci niciodată nu m-am simțit familiar cu aceste concepte în care nu se neglijează forța de frecare. Vedeți? Respectiv vorticitatea. Pentru că dacă mișcarea este potențială, adică gradient de fi, nu ai rotor. Bineînțeles, nu ai rotor, nu ai vorticitate. Adică nu ai, bineînțeles, forță de frecare. Pentru că există o teoremă foarte puternică din matematică, care este teorema lui Stokes, care spune în felul următor. Dacă vă aduceți aminte, este o teoremă care îți transformă o integrală pe o curbă închisă într-o integrală pe suprafața ce se sprijină pe această curbă. Deci eu dacă am o curbă ce închisă, iar aici ca un fel de căciulă așa. Aici am o suprafață S, sigur suprafața are un element de arie de A și o normală N. Aici este o curbă de X. Aici voi avea o viteză V. Atunci, teorema lui Stokes spune în felul următor. Spune că o integrală curbilinie din V de X este egal cu o integrală pe suprafața care se sprijină pe curba respectivă din rotor de V N de A. Observați? Ori chestia asta ce spune? Ăsta de aici, V de X, definește circulația. Și atunci circulația este legată de rotor. Dacă n-am rotor, cum să am circulație? Vedeți? Adică se creează o anumită nebuloasă așa, și atunci eu ce fac? Iau acest domeniu mare în care consider că mișcarea este irotațională și ea este făcută din subdomenii în care însă trebuie să am rotor pentru că am circulație. Da? Și asta este starting, după care mișcarea devine potențială odată ce avionul s-a ridicat. Adică sunt câteva probleme, însă ele cel puțin îți creează ție o explicație a începerii, să spunem, procesului de portanță. Ceea ce este important. De asemenea, această formulă, dumneavoastră trebuie să o vedeți în felul următor. Este clar din modul acesta că viteza V de aici, dacă mișcarea e potențială, adică gradient de phi, phi 1 e 0. Da? Pe o curbă închisă. Cu o singură condiție însă se poate aplica acest lucru. Ca aceste funcții să fie definite. Adică atât rotorul trebuie să se poată calcula în întreg, pe întreaga suprafață, da? De exemplu aici, așa. La limită eu am aria A, poate să devină suprafața, să spunem, cercului. Dacă acesta ar fi un cerc. Da? Orice suprafață. Dar și viteza V trebuie să fie definită în fiecare punct. Observați? E foarte important. Dacă viteza V nu este definită în fiecare punct, eu nu pot să aplic această formulă. Pentru că nu pot să calculez rotorul. Cum fac derivata unei funcții care nu e definită? Dumneavoastră știți că ca o funcție să poată fi derivabilă,
Ea trebuie să fie continuă. Ca să fie continuă, trebuie să aibă o valoare, dacă definită, dacă, de exemplu, undeva în domeniul meu, pe disc, viteza atinge o valoare infinită. Ce se întâmplă? Se poate aplica formula lui Stokes sau nu? Nu se poate aplica. Cel puțin pe toată suprafața respectivă. Și hai să vedem un astfel de caz. Pentru că un astfel de caz există în realitate chiar în mișcarea potențială. Și să discutăm noi acum despre mișcări de rotație. Deci începem un capitol pe care cu siguranță vom discuta și în ora viitoare, pentru că au o importanță deosebită, mișcările de rotație. Evident, circulația induce această mișcare de rotație, în general impusă din exterior dacă rotim corpul, pentru că altfel, dacă mișcările sunt de tip potențial, lucrurile sunt puțin mai complicate. Însă, mișcări de rotație pot fi fără probleme, în curgeri fără frecare și în mișcări potențiale. Numai că particula respectivă, ea se rotește la nivel macro, dar cum am văzut, nu se rotește local. Asta înseamnă, asta este diferența. E bine, pentru a avea o reprezentare, haideți să ne gândim la următoarea mișcare. Este o mișcare de rotație între doi cilindri coaxiali. Acest cilindru are raza R. El se rotește cu un omega 0, să presupunem constant. Mișcarea este axial simetrică. Iar aici voi avea un R stelat, mai mare decât R. Fluidul se găsește între acești doi cilindri. Lungimea lor este presupus infinită. Dacă mă vedeți pe la laborator sau o întrebați pe Nicoleta sau pe doamna profesoară să vă arate un astfel de dispozitiv pe care l-am construit între doi cilindri, atunci mișcarea de rotație va genera o distribuție de viteză de acest tip. De exemplu, dacă aici viteza este egală cu 0. Sistemul de coordonate, într-un mod natural în care noi trebuie să lucrăm, este un sistem de coordonate cilindric, în care avem axa respectivă este Z, axa de rotație este Φ, iar aici voi avea raza R mic. Eu, în cazul unei rotații, să spunem, mișcări de rotație ideale, dacă acești cilindri sunt infiniți, nu am efecte de capăt, viteza după R și după Z va fi 0. Nu am componente de viteză pe cele două direcții. Și singura componentă, bineînțeles, va fi componenta de rotație. Da? Vă închipuiți că se rotește fluidul. În acest caz, dacă calculați rotorul vitezei, în cazul de față, el are o singură componentă, bineînțeles pe planul respectiv, pe direcția Z, și este egală cu dV la dR plus V supra R, EZ. Deci o singură componentă. Acesta este omega pe direcția Z. Iar dacă doriți să calculați gradientul unei funcții, să zicem, vă dau aceste formule ca să le aveți, este d fi la d r e r plus 1 supra r d fi, haideți să punem fi mare așa, că fiul mic e coordonat, da? D fi la d fi e fi plus d fi mare la d z e z.
Deci important este să știți când fac derivata potențialului după FIB, apare unul pe R, ca să se respecte dimensiunea. Pentru că noi lucrăm în coordonate cilindrice în acest caz. Dar găsiți în curs, nu? Sau în orice altă carte. Cum se calculează rotor, gradient, divergență în coordonatele cilindrice sau eventual sferice. Tu ne întotdeauna dai după muscă așa. Adică îi creezi un fel de circulație. Nu că dacă dai cu mâna așa, apare vârtejul mai încolo și rotește pe aia vârtejul. Sau pe molii. Problema cu molia e dură. Nu știu de ce, am eu această senzație nenorocită că atunci când pun de-astea cu matematica, plutește așa o stare de stres. Nu știu, vă rog să-mi spuneți dacă sentimentul meu este real sau nu. Adică mie mi se par lucruri banale astea. Adică calculul ăsta. Și eu am impresia că voi vă potigniți așa, parcă încep o limbă chineză. Adică până acum vorbesc o română mai greoaie, așa e adevărat pentru unii, însă când trec la probleme de astea de matematică, începe așa spectrul limbii chineze plutește în anfiteatru și eu am senzația că nici nu mai știu nicio matematică. Eu v-am spus că echipa aia de fotbal, bine, Barcelona și joacă cu Chiajna, și la pauză e 0-0. Înțelegi că ăia joacă atât de prost că nici nu mai știu nici tu ce dracu să faci cu mingea aia. Să-i dau un magnum, să nu-i dau un magnum. De exemplu, marea echipă de fotbal, eu vă spun să mergeți pe YouTube, sigur, se juca mai lent, dar e și vorba datorită imaginii, echipa de fotbal a Braziliei în anul 1958 în Suedia. A fost echipa cea mai tare atunci. Pele avea 16 ani, cred, sau 17 ani, așa, și erau mari jucători. Era, de exemplu, Vava și Didi. Ăștia erau mari jucători. Și Didi a fost cel care a introdus, de fapt, ăsta Carlos, după el dădea, era un stil de a da, se cheamă folia seca. Nu știu dacă voi știți, dar e penibil pentru un tip care e interesat de fotbal să nu știe folia seca. Adică la folia seca era ideea că se dădeau niște, cum să vă spun eu, inițial niște tipuri de rotație, așa, după care pac își schimba brusc direcția, adică erau faze din astea colosale, ăla venea mingea, portarul ieșea așa și la 3 metri în fața portarului, mingea făcea 2 metri în stânga și intra în gol. El așteptând, văzând traiectoria. Adică erau aceste efecte, deci el era, și dacă vedeți acolo faze de genul acesta, o să rămâneți uimiți la ce tehnică exista pe vremea respectivă. Sigur, viteza era redusă, însă tehnica era colosală. De exemplu, mi-aduc aminte de o fază, asta a făcut-o Vava, a luat mingea, a dat, să zicem, spre colțul ăla, așa, mingea se ducea, încă o dată era mai încet, portarul s-a aruncat, însă când mingea a ajuns pe undeva acolo, el cu dreapta a sărit și a dat cu dreapta și a schimbat traiectoria mingii și i-a dat în partea cealaltă, dar portarul deja se dusese în stânga și l-a dat în dreapta. De ce vă spun toate aceste lucruri? Pentru că aplicațiile masive astăzi ale acestor teorii în mișcări de rotație, forțele ce apar asupra corpurilor, ce se deplasează în fluide, nu numai în biologie, unde sunt gâze, celule, sau eu știu ce mai întâlniți în zoologie, de exemplu, cum reușește fluturile să zboare. S-au lansat fluturi în tunele aerodinamice, cu fum, vă pot arăta filme, cu mișcările acestea ale aripilor, de a produce diferențe de presiune pentru a se putea menține. Adică toate lucrurile astea sunt fascinante, însă vă spun de sport pentru că acolo există aerodinamica mingilor. Este un domeniu, mai ales la Paris, care se studiază de sine stătător. Și acolo studiezi despre basket, mai ales la basket, pentru că acolo, mingea fiind foarte grea,
ai posibilitatea să dai niște efecte, cum să spun eu, deosebite, vitezele sunt mari de rotație, pe urmă e mingea de baseball, mingea de cricket, adică sunt tot felul de toate aplicațiile respective. Sau nu mai discutăm de echipamente, cum ar fi ciclistul, poziția și punctele de desprindere pe spatele unui ciclist sau unui înotător. Sau când faci mișcări de rotație, nu? Nu vedeți când vrei să te rotești, ce face un patinator? Nu, el se rotește și începe să se strângă așa și îi crește viteza de rotație. Ia să vedem, mai poate la fluid la fel și vrea să se oprească, își dă mâinile și se oprește. Deci toate lucrurile astea au corespondent în mișcări de rotație. Dar hai să vedem. E bine, dacă ne uităm acum la ecuația Navier-Stokes și avem o astfel de mișcare de rotație, noi putem deduce viteza pe direcția lui Φ va depinde numai de raza R. Deoarece, în toate planele de Z constant, viteza are același pattern, adică aceeași formă. Da? Am spus că este o astfel de mișcare în care, practic, suprafețele materiale sunt cilindrii concentrici ce se rotesc cu viteze variabile însă. Bineînțeles că între acești cilindri există frecare. Deci față de mișcarea Poiseului, în care acești cilindri materiali, materiali în sensul suprafețelor materiale cu fluide, alunecă ca un cilindru telescopic, cu viteze din ce în ce mai mari, de la graniță, adică de la peretele conductei către mijlocul conductei, în cazul de față, acești cilindri se vor roti, nu se produce deocamdată, vom vedea noi data viitoare, amestecul între aceste suprafețe, și vitezele de rotație vor fi mai mari, normal, pe suprafața care se rotește, și vor scădea către exterior. Deci, în acest caz, distribuția de viteze după Φ depinde de raza R și are o formă de tipul C1R plus C2 supra R. Aceasta este soluția pentru distribuția de viteze în acest caz. Iar constantele C1 și C2 se găsesc în funcție de geometria de rotație. De exemplu, putem avea această rotație între doi cilindri, coaxial pot să rotez și cel exterior. Pot roti pe amândoi. Sau la limită, dacă, de exemplu, raza R infinit, R stelat, se duce către infinit, eu ce am? Am un băț care are o mișcare de rotație cu omega 0 și viteza lui se va duce cumva la infinit către 0. Și aici am R mic, este egal cu R mare, iar aici R mic se duce către infinit. Dacă văd să-l duc către infinit și mă duc normal către 0, da? Ia uitați-vă la distribuția asta de viteze. Ce s-ar întâmpla, de exemplu, în acest caz? Ăsta merge către 0, dar ăla merge către infinit. Ori eu nu pot să am viteze infinite. Deci este clar ce? Că în zona asta, mai departe de băț, da, trebuie să viteza mea Vφ să fie practic egală cu C2 supra R. Așa îmi spune fizica și așa văd și în realitate. Termenul celălalt trebuie cumva să dispară sau C-ul ăla trebuie să fie nesemnificativ. Acum să gândim altfel. Ce se întâmplă
dacă acest R mare se duce către 0. Ăsta de aici merge către 0, dar ăsta nu merge. Iarăși nu se poate. Vedeți? Adică noi, natura fuge de la ei. Nu pot exista viteze infinite, cum nu poate exista perpetuum mobile. Deci, în această zonă, în apropierea respectivă, se pare că dominant va fi C1 ori R. Ca viteză, oricum, acest tip de viteză nu este definit în centru decât dacă C2 este 0. Observați? Din cauza aceasta, modelul acesta nu este un fluid ideal. Pentru că eu dacă vreau să aplic în jurul unui contur C această, să spunem, teoremă, eu voi avea în felul următor. Aceasta este curba mea C. Aici am un ax de rotație cu omega 0. Da? Și V-urile mele către centru, dacă mă duc după această formulă, L-ul mic, viteza crește, 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 crește. Iar aici, în centru, viteza ar trebui să meargă către infinit. Deci eu pe această suprafață S, în punctul în care axul de rotație înțeapă suprafața, în punctul respectiv, viteza mea sub forma C2 supra R nu este definită. Deci eu nu pot să aplic Stokes decât dacă extrag din domeniul meu o vecinătate a punctului respectiv. Adică eu aș putea aplica Stokes dacă domeniul meu, de exemplu, de aici, ăsta de aici, am Stokes. Vedeți? Și am acest tor. Acolo pot să aplic Stokes, dar nu pot să aplic Stokes în centru. Și această consecință, și de fapt tot ce spun eu, pe baza acelei teoreme a lui Stokes, o să ajungem la o a doua teoremă legată de circulație, nu teorema lui Kelvin, ci așa numită teorema lui Helmholtz. Și teorema lui Helmholtz spune ceva de tipul acesta. De regulă mai dau la examen această teoremă, de asta doar voi enunț, însă în demonstrația ei trebuie să folosiți pe lângă Stokes și teorema lui Gauss, și anume că o integrală pe un domeniu, o suprafață închisă dintr-un vector Vn de A, este o integrală pe domeniu din divergență de V de V. Da? Deci asta este Gauss. Deci dacă aplicați pentru acest omega de aici Gauss, o să obțineți într-un final, pentru că întotdeauna divergență de rotor este 0, pe un anumit domeniu, pe care vi-l spun acum, teorema lui Helmholtz. Deci vă rog doar să vă notați. Circulația se conservă pe curbele închise, ce se sprijină pe un tub de vârtej. Deci aici ar fi, să zicem, C1, C2, iar tubul de vârtej, ca și aitoma tubului de curent, am vectorul vârtej, omega,
El este suprafața laterală a tubului de curent are normala N și, prin definiție, normala N este perpendiculară pe omega. Este exact tubul de curent, numai că în loc de viteză am vectorul vârtejii. E bine, pe aceste curve C, circulația se conservă. Cu alte cuvinte, gamma pe 1 este egal cu gamma pe 2, egal cu gamma pe N, pe aceste curve. Demonstrația nu este complicată și este cumva similară cu viteza. Dacă ați face viteza, ați vedea că debitul ăsta, ce trece prin area asta, este egal cu debitul ce trece prin area, adică ecuația de continuitate. În cazul de față, rezultă că circulația, vedeți, circulația totală trebuie să fie 0. Da? Și atunci, când ai așa, vii aici, te duci aici, așa, te întorci și vii iarăși așa. Deci ca avion. Bun, deci aceste mișcări de rotație, mai ales dacă fluidul este ideal, sunt cumva corelate cu două teoreme importante ale circulației, teorema lui Kelvin și teorema lui Helmholtz, iar ele, sigur, cumva sunt legate de apariția forței importante la generarea unei mișcări de o aripă de avion. Dar aceste mișcări de rotație, care sunt importante în tehnică, bazate pe o distribuție de viteză de acest tip, să țineți minte că au două componente. O primă componentă de viteză care are semnificația, de fapt, a unei rotații rigide, pentru că viteza este R omega la un corp rigid. Deci ce? Unul trebuie să fie omega. Deci asta este o rotație rigidă, iar vom vedea noi data viitoare, a doua componentă este o mișcare potențială de rotație. Vă doresc o săptămână în care să reflectați la binele pe care l-ați făcut și mai ales la binele pe care îl veți face în viitor, în primul rând cu voi înșivă și în al doilea rând cu cei de lângă voi, să credeți că în reușita voastră și în faptul că o reușită este adevărată, dacă se bazează pe muncă și pe oarecare suferință. Pentru că exemplul pe care îl aveți cu toți în față în această săptămână și la care ne gândim, deci este, sunt patimile lui Hristos, da? Și reînvierea. Asta ce înseamnă? Că un lucru excepțional nu se poate realiza decât dacă ți înțelegi suferința, o accepți. Așa zis, suferință, care sigur are foarte multe interpretări, așa cum și reînvierea are multe interpretări. Vă doresc sărbători fericite, să fiți iubiți și ne vedem săptămâna viitoare după Paște. La revedere!